Ziua eroilor a fost marcată astăzi de către autoritățile din Mușcel cu ajutorul mai multor manifestări religioase și militare. La mausoleul Mateiaș, cu începere de la ora 11, au fost organizate ceremonii menite să aducă un omagiu eroilor români căzuți pe câmpurile de luptă. Evenimentul a început cu primirea onorului de către șeful statului major din cadrul batalionului 30 Vânători de Munte Dragoslavele, locotenent colonelul Robert Ivașcu. A urmat o slujbă religioasă oficiată de un sobor de preoți, condus de preotul militar Daniel Oprescu. Că ne rugăm pentru odihna sufletelor, fericiților într-o adormire, eroi, ostași, luptători români, din toate timpurile și din toate locurile, care au căzut pe câmpurile de luptă în lagăre sau în închisori, pentru apărarea patriei și pentru a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Manifestările au continuat cu depuneri de coroane de flori la Monumentul Eroilor din cadrul mausoleului Mateiaș. Au adus omagii reprezentanți ai primăriilor Valea Mare Pravăț și Câmpul Lung, ai garnizoanei Câmpul Lung, ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne, elevii ai școlilor gimnaziale din comuna Valea Mare Pravăț și Asociația Cultul Eroilor din Câmpul Lung. De menționat faptul că din cadrul Consiliului Local Câmpul Lung au participat la manifestări reprezentanții unei singure formațiuni politice, cei de la Uniunea Salvați România. Manifestările au luat sfârșit cu defilarea militarilor garnizoanei Câmpul Lung. Departamentul de onoare este comandat de locotenent Ilica George Mihail. Urmează în formație de apelul de luptă a batalionului 30 Vânători de Munte Dragoslavele, simbolul onoarei gloriei și legii militare. Potrivit onorul plutonele de partilerea de batalionului 30 de Doamne, mulțumesc!